unde oamenii chiar știu cu ce se mănâncă. Ați simțit-o pe asta? Berea artizanală. Bună dimineața, dă-ne detalii. A, neața, Dani, berea e considerată și un aliment, așa că e ok, da, oamenii știu cu ce se mănâncă. Berea artizanală a devenit din ce în ce mai populară și în rândul femeilor, pentru că are diverse arome. Cu ce se diferențiază ea față de cea comercială? O să ne spună Adina. Neața, Adina, de ce consumă românii din ce în ce mai multă bere artizanală? Neața, bine ați venit pe la noi. Consumă bere artizanală pentru că e foarte bună, pentru că are ingrediente de cea mai bună calitate, care o fac să aibă un gust absolut deosebit. Și femeile, apropo de ce spuneai, preferă berea poate un pic mai alcoolizată, dar care să aibă note de cafea, de caramel, de vanilie. Așa cum avem și noi aici, o să-ți povestesc așa repejor. În primul pahar avem o bere în stil belgian, refermentată în sticlă. Foarte bună, foarte florală și fructată, ușor de băut, cu alcoolemie mică. Apoi avem o bere în stil India Pale Ale, care are un conținut mai mare de hamei și ușor mai amăruie. Continuăm cu o bere roșie, care are cerealele puțin prăjite și asta o face să fie caramelizată și își dă această culoare rubinie foarte frumoasă. Și ultima, dar nu cea de pe urmă, este berea neagră. Cea pe care o avem noi aici este infuzată cu cafea și are un aftertaste foarte puternic și foarte plăcut. Și e și mai alcoolizată. Foarte interesant. Cu ce dish-uri o asezonăm? E destul de nutritivă, dar merge așa cu un snack, absolut, nu? Absolut, absolut. Nu întâmplător am spus această ordine când le-am prezentat, pentru că e foarte important să le bem de la cea mai puțin intensă ca și gust până la cea mai aromată, pentru că altfel nu o să simțim foarte bine aromele. La fel este și cu food pairing-ul. O bere care este mai light poate fi consumată cam, nu știu, să zicem, cu orice preparat, dar când mergem spre berile negre, de exemplu, ele sunt mai degrabă niște băuturi desert și atunci acompaniază foarte frumos o tartă cu fructe sau poate un brownie și atunci gusturile se pliază perfect. Îți mulțumim tare mult, Adina. Răzvan, Dani, ne întoarcem la voi. Zi frumoasă! În sfârșit am cunoscut un om serios, Adina, care bea bere. Nu, no, vorbim de interlocutoare. Aura nu bea bere. Ea e acolo cu forța. Dar Adina știe totul despre... Uite, aici ce să vorbești cu ea ca bărbat. Da. Te duci, te așezi la masă. Tu cum preferi? Lager sau nefiltrată? Și are ce să-ți spună, nu trebuie să vorbiți de fotbal. Uite, îți explică despre bere. Fain. Crezi că ea poate să comande pentru tine, că ea știe ce comandă. Corect, ce să comandă. Da. Uite, bravo. Câte calități. Dacă se uită și la fotbal... Perfect! E iubitul perfect!